Și ne-am întâlnit aici să vorbim la dobere. Dobere? Da, mă glumeam. Ah, ce dezamăgire. Sau, nu știu ce să zic, bă, pentru zic să că testăm, momente. Da, absolut. Și azi avem în teste un monitor frumos, care ne zice aici de furculision și lingurision și, mă rog, sau pe partea aia. 27 de inch, 1440p, cu panel de tip VA. Și, nu știu, eu am așteptări mari. Da, dar înainte de așteptările lui, ar trebui să vă spun că ăsta o să fie nu nostru monitor de la studio, pentru că toată lumea ne-a sărit în cap. Ei, încă testați Full HD! Suntem în 2022, în curând 2023. Well, v-am ascultat. Am luat un monitor care stă 1440p. Așa că, intro, toate alea, după care trecem la treabă. După care, restul de alea. Și acum, dacă tot trecem la treabă, ar trebui să menționăm înainte și înainte. Monitorul ăsta ne-a fost oferit de către cei de la Philips. Au fost niște discuții împreună cu ei, niște negocieri. Ei nu știu ce vom spune despre acest monitor. Ca de obicei, nu văd review, o să-l vadă odată cu voi. Chiar dacă monitorul rămâne la noi și o să-l folosim, asta nu înseamnă că o să spunem doar de bine. Ca de obicei, o să spunem adevărul. Așa trebuie, nu? Hai să facem un unboxing. Așa, și ar trebui să-l punem într-o parte. Ah, pe partea asta e în engleză, ia uite. Eu citeam pe franceză. De-aia am zis de furculision. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quick start. Efficience. 31 de kW. Manual. Manual. Tălpiță. Un binoclu. De copii. Cred că era de la picior. Asta este piciorul. Asta e piciorul. Talpa și piciorul, nu? Ok. Bine, cât faci tu asta, eu voi... Ia să vedem. Cablu de alimentare standard. Yes. Oh, avem și două cabluri. Avem un HDMI și un DisplayPort. Perfect. Nu știu ce versiune, dar... scrie pe ele? Nu. Vom afla... Eu de obicei standardul vine cu thumbscrew. Și aici mai avem un... Știu de la celălalt monitor. Avem un mic suport de căști. Ascuns acolo în spate. O să vedeți. La birol cel puțin. Dacă nu uită. Dacă nu uită cineva. Înainte să scoatem ăsta, hai să înșurubăm ăsta, da. Pentru că este... Deci, genial. Pur și simplu, cum să la camera. Așa. Se pune ăsta, să ține... Să învărte șurubul, practic, și asta e tot. Mă rog, aveți grijă să-l strângeți bine. Și o dată strâns. Uite aici și un mic clips pentru management de cabluri. Foarte okay. Drăguț, îmi are place. Are spate buton pentru quick release. Pentru că mă rog ca să-i repuc. Sigur, dacă vreți să-l mai dați vreodată la o parte după ce l-a spus. Da. Și să vedem. Eu voi fi omul cu standul. Nu e bine și iarna să ne bronzăm? Că ne e un pic dor de vară. Stai mă. Hai, bine, pune-l așa. Înainte să scoatem noi aici, în spate, are cele patru șuruburi pentru VESA mount, adică patru locașe, iar șuruburile care intră înăuntru sunt deja prinse. Așa, are deja locuri unde sunt șuruburile. Practic, în felul ăsta, nu pierdeți șuruburile pentru VESA. Eram curios dacă mai e ceva pe aici până astea. E doar carton de protecție. Bine. Sincer, mi se pare o economie inutilă faptul că a pus carton în loc să pună pe sfacea... Scârțuitoare. Da. Polistiren. Pentru că tot ziceam că ăsta este nou nostru monitor, practic trebuie să-l scoatem pe cel de acolo. Și pentru că are mover standard, ambele am mufa standard, pentru că celălalt era deja cu DisplayPort, doar decuplăm două mufe și atât?
Adică foarte simplu. Chiar așa, nu ne-am uitat la porturi. Ne uităm un pic și la porturi. Te rog, uite-te tu la porturi, cât eu scot ăsta. Bine, tu scoate. Și avem HDMI 1, HDMI 2, avem un DisplayPort, avem un audio out, super drăguț, și bineînțeles alimentarea. Și aici avem și butonul pentru meniu, undeva aici în spate de tot. Acel moment în care mă bucur că i-am zis, hai să nu tragem sunetul cu calculatorul ăsta, nu altă dată, să scot toate astea, erau băgate pe un piciorul monitorului. Ai știut tu ceva, recunoaște. Bzz, 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 bzz. Înainte să-l punem, să tragem un mic birol în spate? Sure. Asta înseamnă că noi ne apucăm de treabă și revenim în câteva secunde. Suntem în rec? Oh, yeah. Suntem în rec. Ei, l-am asamblat, l-am gâdilat, l-am testat, ce mai vrei? Deci așa cum zice Lucian, l-am asamblat, l-am gâdilat, l-am toate cele și acum o să vă arătăm așa cam cum am făcut, să zicem. Sau mai întâi să începem cu designul, deși poate am mai văzut pe canal, seamănă foarte mult cu Philips momentul 5000 pe care l-am mai avut la noi aici. Bezel foarte subțire, acest stand, nu știu, mie vine să-i zic că e o formă de păianjen, dar foarte util și la noi se încadrează foarte bine asta aici. Deci, ce să zic, foarte stabil, că tot suntem la partea asta, trebuie menționat, de exemplu, că se mișcă așa, sus-jos, opa, și n-am băgat cablu bine, cineva n-a băgat cablu bine, pe stânga și pe dreapta nu se mișcă, dar ar trebui să se miște pe înălțime, nu? Nu, e fix. E fix. Cineva a verificat înaintea mea. Deci, se poate mișca doar unghiul, în funcție de cum stai, se mișcă aplecarea, ca să zic așa? Da, poți să te apleci și în rest mai bine ai un birou motorizat. Reglabil pe înălțime, nu neapărat motorizat. Ok. Oricum, 27 de inci, un ecran cred că destul de mare pentru majoritatea, încât să nu spună probleme neapărat de poziție. Calitatea imaginii, personal mie mi se pare una foarte, foarte bună. Se vede bine, culorile cred că se poate vedea chiar și în aceste imagini că sunt bune, arată cumva foarte bine. Chiar dacă este un panou VA și se putea poate mai bine cu un, nu știu, OLED, dar cred că negru, în majoritatea cazurilor, este suficient de negru. Unghiurile de vizualizare erau și foarte bune, te poți uita din orice unghi la el fără probleme, mă rog, nu din spate, că asta e. Ce ar fi de menționat? Ar fi de menționat că acest monitor are HDR. Ei spun în specificații că ar avea o luminozitate de 250 de candele pe metru pătrat, ceea ce nu mi se pare mult, doar că uitându-mă la monitor mi se pare mult mai mult și fără HDR mi se pare mult mai puternic. Specificațiile de peak brightness pentru HDR n-am reușit să le găsesc, îmi pare rău. Tot vorbind de imagine, cumva ne-am și jucat. O să vedeți acum în UFO test că, ei bine, în UFO test cam are un ghosting, iar Lucian, care este în spatele camerei, a stat să butoneze mult ca să obținem o valoare rezonabilă. Calitatea imaginii optime. Da, optimă pentru acest display, evident. Da. Ni s-a părut cam mărișor, am ajuns, să zicem, la niște valori cu care ne-am înțeles, mai ales că am intrat, de fapt am intrat, nu eu am intrat, tot Lucian a intrat într-un Counter-Strike și cum ți s-a părut? Ghosting-ul foarte, foarte mic, adică pentru mine este perfect, jucabil, fără să am nici cea mai mică problemă. Deci, într-un Counter-Strike n-am avut probleme totuși cu el. Bine, acum depinde de pretenția fiecare, dar pentru un monitor VA la un preț rezonabil, mi se pare un ghosting acceptabil. Foarte rezonabil, zic eu, prețul. Iar din punct de vedere al unui gamer, care nu are pretenții de competiție, este mai mult decât ok. Dacă nu vă jucați competitiv, este parfum monitorul. Chiar nu o să aveți aceste astfel de întrebări și probleme. Chiar am avut o discuție cu Mircea legat de chestia asta, că are un mic ghosting și dacă ar deranja și pe cine ar deranja. Și concluzia a fost că dacă nu ești gamer de competiție și ai nevoie de 350 de Hz sau 500 de Hz, e super ok. E super ok. Oricum, 144 de Hz standard, dar și în 2K, eu zic că e excelent. Oricum, nu știu dacă
Ei zic că ar fi de gaming și totuși l-aș vedea un pic mai orientat către productivitate din cauza culorilor bune sau bunicele, iarăși depinde de pretenții. Aș zice pentru un om care face și una așa alta și se joacă, dar și lucrează la el. Adică cam ce facem noi mai bine. Cam ce facem noi. Da, din punctul ăsta de vedere chiar e un best buy. Și la dimensiunea asta și rezoluție și tot ce vreți. Meniul. Păi bun, haideți să vă arăt cum stăm cu meniul. Meniul îl controlăm prin butonașul de aici din spate, care este un joystick de fapt pe mai multe direcții. Dacă dăm în partea de sus, putem să selectăm input-ul. Noi suntem pe DisplayPort, nu-l vom schimba acum. Dacă dăm în partea din stânga, putem să selectăm dintre modurile predefinite de imagine. Noi îl vom lăsa standard. Dacă dăm în dreapta, intrăm în meniu și dacă dăm în jos, la fel, intrăm în meniu. Ei bine, și meniul constă în următoarele. Avem Game Settings, unde avem Adaptive Sync, noi îl folosim pe on, evident. Avem MPRT, în teorie îți setezi nivelul de response time, doar că noi am preferat să-l lăsăm fără. Crosshair, dacă vă interesează aceeași ceva, și Smart Response, care pentru noi a funcționat cel mai bine pe Fastest. Avem Low Blue Mode, adică o setare care elimină culoarea albastră din imagine sau emisiile de albastru pentru a vă proteja ochii. Iarăși Input, unde putem selecta portul pe care dorim să îl folosim. Picture, avem Smart Image, unde selectăm iarăși modurile presetate de imagine, FPS, Racing, RTS, Gamer 1, Gamer 2, adică sunt niște moduri custom, modul Low Blue Mode, adică cu luminozitate scăzută pe culoare albastru, Easy Read, care de fapt este un alb-negru, și Off. Așa, Smart Image HDR, în acest moment HDR-ul este oprit la noi, deci nu este activ. Luminozitate, Contrast, Sharpness, Smart Contrast, iarăși noi l-am lăsat on pentru că se pare că a funcționat mai bine pentru noi. Gamma, care iarăși este standard, și mai jos avem în momentul acesta Grayed Out, Pixel Orbiting și Overscan. Bun, Smart Size iarăși este blocat, dar nu ne interesează în mod special. Audio, pentru că în acest monitor avem și boxe integrate. Culoarea, putem să-i selectăm temperatura de culoare. El a venit standard pe 6500 sau nu e pe nativ, dar cred că nativ este de fapt tot un 6500. Așa, sau modul sRGB, asta în special pentru cei care vor să editeze foto-video, sau predefinit de utilizator, puteți face o mixtură de culori. Limba, care la noi de obicei este în engleză, și dacă nu știți engleză, cel mai bine învățați engleză, pentru că limba română nu există, se pare, în meniu. Să vedem, nu este, și OSD Settings, adică meniul, unde să fie poziționat, dar bănuiesc că nu contează atât de mult transparență și timeout. Și mai există opțiunea de setup, unde ne poate arăta o notificare pentru rezoluția pe care o selectăm, sau dacă intrăm într-un joc care folosește altă rezoluție, ne va spune acest lucru. Dacă dorim să resetăm, și informații despre modelul pe care îl avem. După cum știți deja, 2560x1440 la 144 de Hz și modelul pe care mai bine îl citiți voi. Cam atât cu meniul, hai să trecem mai departe. Și dacă tot le-ai zis de meniu, nu le-ai zis și de mufele din spate? Și dacă tot v-am zis de meniu... mufele din spate, nu le-am menționat, nu? Nu le-am menționat. Are două HDMI-uri, un DisplayPort și un jack pentru căști. Deci două HDMI, DisplayPort, foarte important, care și jack, mufă standard de alimentare. Și când ne-am uitat la porturi, am descoperit că acest monitor are chiar și boxe. Dar să nu aveți pretenții la boxe.
Depinde iarăși de fiecare. Boxele se aud tare. Ok, ca și calitate, însă foarte tare. Chiar se aud super, super tare. Dacă o să vrea Lucian, o să punem un birol chiar și cu dibimeter. Încercăm. Ce să zic, ne-a spart un pic urechile, pentru că noi cum ascultăm și rock uneori, sau de tare. Acestea fiind spuse, aș vrea să știu voi, dacă ați luat monitorul ăsta, voi la ce l-ați folosi? Ar fi jocuri, ar fi productivitate, sau ați fi ca noi, poate chiar între așa și una și alta, aveți jos acolo o căsuță, vă așteptăm să scrieți. Mai zicem ceva? Să ne dea like, share și subscribe. Cam astea au fost concluziile noastre trase pentru acest monitor. Dacă aveți întrebări, vă așteptăm în comentarii oricând, pentru că acest monitor, după cum spuneam la începutul clipului, va rămâne la noi și vom putea testa mai mult și poate chiar și mai multe jocuri și vom afla mult mai multe despre el. Până una alta, share să vadă și prietenii voștri, like pentru că ne ajută, un comentariu să ne spuneți părerea voastră, subscribe ca să fim cât mai mulți, vă așteptăm de asemenea și pe Discord, unde avem o comunitate superbă și cine știe, dacă v-a plăcut, apăsați și butonul acela de join sau alătură-te să ne susțineți chiar și pe mai departe. Eu sunt Mircea, în spatele camerei a fost Lucian. Cheers. Și noi am fost Vlog Tehnica. La revedere!